Salut, sunt Tudor Matei, am 23 de ani și sunt cel mai tânăr candidat la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. Împreună cu ProDemo și cu Cătălin Ivan, ne-am hotărât să transmitem un mesaj tinerilor ce vor urmări acest videoclip. Acum 5 ani, tot în fața aeroportului Henri Coandă, am luat decizia să urmez un studiu în străinătate. Am luat decizia să mă dezrădăcinez, să mă despart de familie și de prieteni pentru a pleca în afară. Acum sunt aici pentru a aduce o idee tinerilor din România. Studiul în străinătate ar trebui să fie o opțiune, ar trebui să fie o alternativă, dar nici de cum a fost pentru mine, o necesitate. Am fost întrebat de câteva ori ce poți tu aduce nou pentru educația din România. ProDemo are o listă foarte clară de investiții pe educație. Avem nevoie, în primul rând, de centre de excelență, de rampe de lansare pentru tinerii care deja au rezultate notabile în România. Avem nevoie de investiții pe termen lung în educația primară. Am investit foarte mult în educația post-liceală și post-universitară, dar nu am investit în grădinițe și în clasele 1-4. De la grădiniță și în clasa 1-4, tânărul are șansa să se formeze ca mai apoi să ajungă un student bun, spre exemplu. Suntem români în Europa, suntem români în casa Europei. Avem mare nevoie de investiții pe termen lung în educație. Avem nevoie de colaborare cu partenerii noștri europeni pentru a atrage fonduri pentru investiții pe termen mediu și lung în educație. Nu reușim de ani de zile să investim mai mult de 5% din produsul intern brut în educație. Avem mare nevoie de investiții europene. M-am înconjurat de tineri noi în politică, m-am înconjurat de tineri energici, m-am înconjurat de tineri care vor să aducă o schimbare în politica românească. De aceea vă sfătuiesc și pe voi. Fiți deștepți în țara noastră!